Campioană în Liga 1 pentru a treia oară la rând, Steaua vrea să atace grupele UEFA Champions League, dar cu bani puțini. Marți seara am discutat cu cei de la Steaua, am negociat pentru Martinus, ne-a oferit ceva mai mult de 200.000 de euro pentru acest jucător de 24 de ani, ceea ce mi se pare de-a dreptul ridicol. Gigi Becali a fixat un obiectiv clar noului antrenor Mirel Rădoi, care în acte va fi director sportiv. Trebuie să ducă Steaua la masa bogaților. Fostul simbol al roș-albaștrilor nu prea are însă cu ce. Țintele sunt multe, dar sumele oferite de Gigi Becali nu se apropie de pretențiile cluburilor. Campioana nu a impresionat echipa FC Botoșani cu suma oferită. Martinus Quinton e dorit în Ghencea, dar Steaua dă doar 200.000 de euro pentru extrema din Curaçao.